Mai scurt vorbind, monstru în pod, partea a patra. Așa s-a urcat în pod, a deschis ușa, s-a uitat, a intrat și s-a auzit. Ue, blea, că m-a luat una de 3 metri! Când am auzit asta, ne-am urcat trept de pe scări să-i dăm o mână de ajutor. Când am ajuns la ușă, ne-am amintit cu următoarea trubă de 4 metri. Ui, frat! Eu pe asta de 4 metri nu vreau să ne-o bagi! Da, ue, la mine și nu capi! Întrucât noi nu eram de acord cu truba de 4 metri, am lăsat ideea de intra și ne-am coborât jos. Ne-am dus în o gradă și nu ne găseam locul. Peste ceva timp, Pavel și l-a găsit. Uai, brat, și stai jos! Scoală-și, gândește-te! Ne-am mai gândit puțin și mi-a venit o idee! Uai, brat, pe noi sapa ștoporul nu ne mai ajută! Trebuie de trecut la ceva mai serios! La ce, brat? La ceva care-mi pușcă! Brat, dar pentru ceva care-mi pușcă trebuie să plătim bani, așa? Da, uai, plătim bani, dar ne ducem și-l împușcăm deodată! Lui Pavel nu prea i-a plăcut ideea, dar până la urmă a fost de acord. Eu nu-ți devină că el e greșit și nu vreau să-și cumpere un pistol. Am intrat pe site cu armii și am început să alegem. Uai, brat, tu și vrei automat ori pistol? Dar care e diferența, brat? La automat calibru! Prime mare! Bun, hai că ne-o automat! Dar este mai scump, brat! Eu cred că ești cu pistola la omor! Într-un cât Pavel a ales pistolul, eu mi-am luat automatul. Am dat comandă și așteptam curierul. Dar în timp ce așteptam, s-a auzit de pe balcon. Veniți, pirenașul Mimico! Când l-am văzut, am fugit drept din drum. Monstru a ieșit de urmă. Eu cu Pavel nu știam unde să o apucăm și am luat opinia nimerit. Am intrat într-o casă părăsită și vrem să ne ascundem. Dar într-un cât nu era niciun loc bun de ascuns, Pavel a zis: uai, brat, hai să ascundem în pod! Nu, uai! Știi, banit? Aici trebuie să fie alt monstru! Bleați! Am mai stat puțin ascunș și am zis lui Pavel să duc să vadă dacă mai este monstru afară. A ieșit, a tras cu ochiul, dar n-am văzut pe nimeni. A venit înapoi, a zis că nu-i nimeni și se poate de dus. Am ieșit la om din ograde, ne-am uitat printre poarte, am deschis poarta, ne-am uitat după poarte, dar nici urmă de monstru. E clar că stai în pod dacă l-a ascuns! Da, uai, tu și crezi că așa de cuștoi? E toți tine, mai ales de noi! În timp ce noi ne laudam sânguri pe noi, s-a auzit la poartă. Domnule, domnule, va veni comanda! Uai, brat, a venit automatul și chistolul! M-am dus la poartă, am deschis, am luat comanda, dar când aproape să plătesc, am zis: uai, brat, vin să achete chistolul! Eu plătesc numai pentru automat! Dar cât trebuie? 500 de dolari! Cum 500? Tu ai spus numai 100! Da, da, aici intră și drumul, uai! Pavel a scos ultimii bani și a dat chistol. Am trimis curierul nahui și ne-am dus să facem unboxing la automat. Ne-am așezat pe prag, am scos automatul, i-am încărcat magazinul și i-am zis: uai, brat, dar păi să trebuie să împuști tare, ești dureros! Da, ia-i șarcă! Nu mi-i mă! Și vrei să mă omori? În monstru să puști! Nu, brat, nu vrem să te omor! Am vrut să văd dacă te doare! Pavel s-a scos pistolul, l-a încărcat și ne-a pornit amândoi spre pod! Simți, brat! Simți cloșele tremurchilose! Da! Da, uai, de tata s-o bile pula! Uai, brat, pentru violurile astea cu truba, ar și simplu numai să-l omorâm! Ui, ce idee am eu! Ce idee, uai! Îl împușcăm într-un închior că nu poate merge! Îl aducem în ograde și-l violăm cu truba de 4 metri! Da, brat! Planul e beton! Ne-am urcat pe scări, am deschis ușa la pod, am intrat, dar când am dat să-mi pușc, s-a auzit! Hai, plecșorul! Nu minimă! Dragi prieteni, dacă aveți dorința să susțineți acest proiect mai pe scurt vorbind, aveți datele la cardul nostru pe ecran. Fiecare leu donat de voi va merge la procurarea noilor lucruri pentru a face videoclipurile mai interesante și mai amuzante. Vă mulțumim frumos pentru că sunteți cu noi și vă dorim o zi faină!